Plecarea de la Făget este foarte bună, dar ea în sine nu cred că mă va ajuta să smulg o promisiune, să smulg o promisiune din mine, dar dacă vă hrăniți din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne spuneam fraților și surorilor ieri, memorarea Scripturii aduce o democratizare a Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când memorezi o carte și știi bine o carte pe de rost, nu mai este profesor și student. Suntem toți una. Pentru că toți am parcurs cartea, am parcurs-o de zeci de ori, de sute de ori și țâșnește cartea din noi, așa că de-abia aștept să stau, să învăț eu de la voi lecțiile pe care Dumnezeu vi le-a dat în timp ce memorați Scripturile. Pentru că alea sunt la fel de prețioase ca orice lecție pe care Dumnezeu mi-o dă din Cuvânt. Așa că aștept o șezută împreună cu frații și surorile. Amin, amin. Mulțumesc de asemenea că ați fost îngăduitori față de timpul de începere începerea serviciului de seară și cred că suntem în grafic, așa că mulțumesc pentru că v-ați scurtat timpul de odihnă de duminică. Azi dimineață am parcurs împreună prima parte din una dintre cele mai extraordinare scrieri care a fost vreodată pusă pe papirus. Epistola lui Pavel către Efeseni. Vă invitam atunci, azi dimineață, la o călătorie imaginară pe care o continuăm acum. O călătorie care azi dimineață ne-a pus față în față cu una dintre cele mai remarcabile descrieri ale planului de mântuire a lui Dumnezeu. Așa cum am spus, Efeseni bate chiar și romanii în ceea ce privește amploarea și anvergura planului de mântuire. Începe înainte chiar de punctul de la care romanii pornește ceasul și sfârșește chiar după punctul de la care romanii. Deci, într-adevăr, Efeseni este una dintre cele mai fidele sinteze ale lui Pavel. Este sinteza pe care o ai atunci când îl vezi pe Pavel uitându-se în urmă la viața lui de lucrare, la lucrarea lui. 20 de ani de lucru intens cu Evanghelia. Acum stă în această celulă și gândește în scris și se roagă în scris și sfătuiește în scris. Ne pune în față un plan al lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat, ne-a înfiat, ne-a hotărât, ne-a pus deoparte, ne-a sfințit, ne-a făcut moștenitor, ne-a iertat, ne-a prins în planul Lui. Și suntem de-abia la mijlocul capitolului 1. Așa cum am spus, îți ia respirația. Dacă citești cu atenție și dacă nu parcurgi cartea doar ca să mai bifezi încă o activitate creștină pe care ai făcut-o astăzi, nu. Stai să pătrunzi adevărurile, adâncimile, adevărurile. Sper că nu este niciunul din noi care să fi auzit partea întâia și să nu își pună întrebarea care e răspunsul meu. Dacă astea le-a făcut Dumnezeu pentru mine, ce așteptări are Dumnezeu de la mine? Asta ne împinge înspre partea a doua.
variamintesc Christum om, care suferă, care este lațul, pentru ceea ce ne scrie. În prima parte ne-a spus care sunt așteptările noastre de la Dumnezeu. Cum în partea a doua așteptăm sau zilele care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Deci, haideți să ne concentrăm iarăși asupra cuvântului auzit, chiar de preferință ar fi să nici nu proiectați, doar să auziți cuvântul spus. Pentru că, de fapt, în primele secole ale creștinismului, așa se predica, se rostea, se citea, foarte puțin puteau să citească, se citea în auzul adunării. Deci, ce așteptări are Dumnezeu de la noi? Hai să lăsăm pe Pavel să spună că știe mai bine. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Căci este un singur trup și un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează în toți și care este. Dar fiecăruia dintre noi, harul ne-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea zice, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea trupului, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge cu toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la ceea ce este capul Hristos. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce este fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărui mădular, fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește dragoste. Iată, dar, ce vă spun. Să nu mai trăiți cum trăiesc păcării, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și fac cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi, ați învățat așa de Hristos. Dacă cel puțin
ați ascultat și dacă potrivit cu adevărul care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o sfințenie și neprihănire pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci mai degrabă unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce l-au. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare și orice clevetire să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste. După cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine ca un prinos, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, să nici nu fie pomenit între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se vădă nici cuvinte porcoase, nici vorbe necăjunite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni dar să nu mă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Nu vă întovărășiți, dar de locuit. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște fii ai luminii, căci roada luminii stă în orice fel de bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le, căci este rușine numai să spunem ce fac ei născut. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumină. De aceea zice, scoală-te tu care dormi, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să oblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți neghimzuiți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu în numele Tatălui, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Neveste, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El răscumpărătorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit și Hristos biserica și
s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Pentru ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe lucrurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine înșiși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește cu drag și îl hrănește, ca și Hristos, biserica. Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oase. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Biserică și despre Biserică. În rest, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine însuși și nevasta să se teamă de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești viața lungă pe pământ. Și voi, părinților, nu tărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri părintești ca de Hristos, cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor ca și cum ați căuta să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar cu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobor, va primi răsplata după binele pe care îl va fi făcut. Stăpânilor, și voi purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cereri. Aceea aveți toată armătura lui Dumnezeu ca să împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit omul. Stați gata, da, având mijlocul încins cu adevăr, îmbrăcați cu platoșa de plicăninii și având picioarele înălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestor apăți și scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Domnului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea ca să vestesc cu îndrăzneal taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală, așa cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre starea noastră, Tihic, preobitul nostru frate și scrisitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut tot. Îl am primit și m-am dins ca să luați cunoștință de starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților! Și credință din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Amin. Ce putem învăța de la aceste trei capitole cu privire la responsabilitatea pe care noi o avem? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dacă El a făcut
tot ceea ce Pavel ne-a spus că a făcut în capitolul 1 până la 3. Ce așteptări are Dumnezeu de la noi? Observați că acesta trebuie să fie esența părții a doua a epistolei, dacă vă uitați chiar la felul în care începe partea a doua. Efeseni, capitolul 4, versetul 1, spune: vă sfătuiesc, dar eu. Acel cuvânt, acea conjuncție, cum o numim noi, ne arată că este o legătură strânsă între ceea ce a fost în prima parte și ceea ce urmează în partea a doua. Adică, Pavel nu se întrece pe sine în a ne spune despre planul lui Dumnezeu fără a ținti la implicațiile acestui plan al lui Dumnezeu. Teologia creștină niciodată nu este transfer de informație doar de dragul informației. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Wow! Și a mai făcut și asta. De două ori, wow! Pavel ne le spune acestea ca să ne arate că sunt implicați în viața noastră, pentru viața noastră. Ca să ne spună că Dumnezeu așteaptă un răspuns în baza ceea ce a făcut El. Vă sfătuiesc, dar acest dar leagă ceea ce a făcut Dumnezeu și așteptările noastre de la El cu ceea ce trebuie să facem noi și așteptările lui Dumnezeu de la noi. Și sunt creionate foarte simplu încă de la aceste prime două, trei versete. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Dumnezeu te-a chemat, capitolul 1, 3, tu trebuie să te porți într-un chip vrednic de chemarea pe care ai primit-o. Dumnezeu ți-a dat har, capitolul 1 și 3, 1 până la 3, tu trebuie să dai har. Dumnezeu te-a iertat, prima parte, tu trebuie să ierți. Dumnezeu a fost bun cu tine, tu trebuie să fii bun cu alții. Poate primul aspect pe care îl subliniază Pavel în răspunsul nostru ne dă cheia, ne dă formula cu privire la răspunsul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Observați cât de clar apare în versetul 3. Când ne spune, după ce ne spune să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o, sfârșește cu această frază care merită despachetată. Căutați, dați-vă silințele, în alte cuvinte, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dacă ar fi să spun un singur lucru în seara aceasta, m-aș limita la acesta. Duhul Sfânt creează o unitate între noi. Pavel deja a menționat de două, trei ori în capitolul 2, în capitolul 3. Și va reveni la ea. Acum subliniază un adevăr axiomatic. Unirea la nivelul trupului lui Hristos este lucrarea Duhului Sfânt. Doar El poate face unire. Tu ești păstor sau ești membru, ești frate, ești sor, tu nu poți să faci, tu nu poți să fabrici unirea. Unirea este creația, este lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni altul nu poate să realizeze această unire.
mâhnirea pe care Duhul a făcut-o trebuie păstrată cu legătura păcii. Ceea ce a unit Duhul, omul, să nu despartă. Ceea ce a unit Duhul între noi, legătura păcii pe care eu, tu și toți care suntem în trupul lui Hristos suntem chemați să o dezvoltăm, să o trăim, să o amplificăm, asta este datoria noastră. Eu nu pot face unirea. Eu pot păstra unirea. Duhul Sfânt nu va păstra unirea. Duhul Sfânt face unirea. Asta e menirea Lui. Eu nu pot face pe cealaltă. Pe asta. Dar Duhul Sfânt nu va păstra unirea. El și-a făcut treaba. Acum te cheamă pe tine și pe mine să păstrăm unirea pe care a făcut-o El. Să trăim în pace. Așa păstrez unirea pe care Duhul a făcut-o. Așa mențin unirea făcută de Duhul. Lucrul acesta este extrem de important, frați și surori. Pentru că de multe ori ne străduim să creăm unire când nu se poate face unire, pentru că asta este doar competența Duhului Sfânt. Și uităm că competența noastră este să trăim în pace. Când trăiești în pace, răspunzi așa cum Dumnezeu așteaptă la lucrarea pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate face. El face unirea, eu trebuie să păstrez, să mențin, să protejez această unire. Eu niciodată nu o să pot face ceea ce Duhul Sfânt face. Și Duhul Sfânt nu va face niciodată ceea ce ne-a spus că este responsabilitatea noastră. Așa că rugăciune de genul mulțumim Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru unirea care ai făcut-o este corectă. Dar o rugăciune Duhule menține pacea între noi, asta nu mai este corectă. Aia este rugăciunea pe care Duhul Sfânt o are pentru tine. Tu îl rogi pe El să facă unirea, El te roagă pe tine să păstrezi unirea. Și această dinamică este la baza tuturor cererilor pe care Pavel ni le spune că Dumnezeu le are. El a făcut toate astea pentru ca noi să ne facem parte. Care este această parte? Păi, din nou, nu avem luxul să stăm prea mult asupra acestor versete. Vreau doar să scot în evidență două sau trei piscuri practice, teologice. Poate cel mai evident. Am să încep cu cel mai evident și am să merg la cel mai surprinzător. Cel mai evident pentru mine este surprins de Pavel în expresia unii pe alții. Unii alții. Folosește de cel puțin 4 sau 5 ori în aceste versete, în această a doua parte. Îngăduiți-vă unii pe alții. În capitolul 4, versetul 2. Fiți buni unii cu alții. Capitolul 4, versetul 32. Iertați-vă unul pe altul. Capitolul 4, versetul 32. Trăiți în dragoste unii cu alții. Nimic cred că nu este mai păcuos pentru creștinism decât o extremă la care creștinismul protestantist a împins în practică dinamica vieții creștine. Când am făcut din trupul lui Hristos o sumă de celule individuale care sunt foarte subțire legate unul de celălalt.
colectivitatea, grupul nostru la oaltă, zidirea templului, trupului Hristos, nu este o simplă adunare de celule individuale. Nu este un organism. Este ceva în care toți pulsează la oaltă și faptul că tu îți trăiești menirea mă ajută pe mine să-mi trăiesc menirea. Faptul că eu nu trăiesc menirea te va frâna pe tine să-ți trăiești menirea și acest unul pe celălalt, unii altora, însumează responsabilitatea reciprocă pe care o avem unul față de celălalt în această nouă creație a lui Dumnezeu. Suntem legați indisolubil unul de celălalt. Amin. Suntem o familie. Credința ne leagă cu un liant mai puternic decât legătura de sânge, decât legăturile de familie, decât legăturile biologice. Lucru care apare clar și în Evanghelie. Lucru care apare clar de-a lungul epistolei. Noi suntem o nouă familie. În care credința este elementul care ne leagă la oaltă și suntem datori unii altora să trăim conform chemării pe care am primit-o. Să ne iertăm unul pe celălalt. Să ne iubim unii pe alții. Să fim miloși unii cu alții. Să fim buni unii cu alții. Să ne iertăm unul pe celălalt. Așa pulsează viață, viață normală, viață supranaturală în trupul lui Hristos. Când unii față de alții ne împlinim responsabilitățile și pe care le avem, pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Tot aici aș vrea doar să subliniez un element care s-ar putea la prima vedere să nu vezi. Observați că Pavel nu mai îți spune ce așteaptă Dumnezeu de la tine, dar în repetate rânduri îți spune că ai deja un model. Nu știi ce înseamnă să iubești pe fratele tău? Pe sora ta? Nu știi ce înseamnă? Păi Dumnezeu mi-a arătat. Urmați, deci, pilda lui Dumnezeu. A, nu știi ce înseamnă să ierți? Adică modelul de iertare pe care Dumnezeu mi l-a dat nu e suficient pentru tine? Nu știi ce înseamnă să fii bun unul cu celălalt? Adică bunătatea lui Dumnezeu nu este un model suficient pentru tine? Vrei un contramodel? Ți-l dau și pe acesta, spune Pavel. Nu trăiți cum trăiesc păgânii. Adică ai în față și un model și un contramodel. Iubește ca Hristos biserica. Iată modelul. Iartă cum te-a iertat Dumnezeu. Iată modelul. Nu trăi ca păgânii. Contramodelul. Unii pe alții. Noul Testament este plin de astfel de expresii. Pronume reciproce cu plenumii. Poate odată ar merita să iei o concordanță, să te uiți la cuvântul unii pentru alții și să scoți toate versetele pe care Noul Testament îi le lasă ca cerință a felului în care să ne comportăm unii față de alții. De ce asta? Pentru că suntem una. Pentru că suntem o nouă familie. Pentru că ești mai legat de fratele și de sora ta de credință decât ești legat de fiul sau de fica, de părintele sau de sora față de rudele tale biologice. Legătura credinței trebuie să fie și este mai importantă decât legăturile biologice. Asta a fost poate cel mai important. Vreau să vi-l spun pe cel mai senzațional pentru mine.
când vezi derularea, desfășurarea planului lui Dumnezeu. În capitolul 1, 2, 3. Și îți pui întrebarea de la care am plecat, oare ce așteptări are Dumnezeu de la mine? Foarte mulți ne gândim la niște lucruri magnifice, mărețe. Oare dacă asta a făcut Dumnezeu cu mine, cu siguranță îmi cere și mie niște lucruri enorm de mari, pe măsura planului Său. Enorm de greu de făcut, pe măsura lucrărilor pe care le-a făcut El. Îmi va cere să fiu misionar în Africa. Îmi va cere să fac lucrări mari pentru El. Citești epistola, partea a doua a epistolei către Efeseni și lucrul cel mai surprinzător pentru mine a fost cât de banale sunt cererile, sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. După ce a făcut o descriere magnifică a planului lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine, ce așteaptă acum de Dumnezeu de la mine? De aceea lăsați-vă de minciună. Adică Dumnezeu m-a iertat, m-a binecuvântat, m-a înfiat, m-a făcut moștenitor, m-a cuprins în planul Său. De ce? Ca să nu mai mint. Cine fura, să nu mai fură. Iată ce așteptări are Dumnezeu de la tine. Cine se mânie, să nu se mai mânie. Cine folosea cuvinte stricate, să schimbe felul de vorbire. Cine se amăra, cine se aprindea iuțime, cine se mânia, să nu le mai facă. Vă dați seama ce așteptări minuscule are Dumnezeu de la tine. Adică El îți desfășoară un plan atât de măreț că întregul univers stă în uimire în fața Lui. Și își cere după aceea cine fura, să nu mai facă. Cine se mânia, să nu se mai mânie. Cine folosea cuvinte porcoase, să nu le mai folosească. Curvarul să se lasă de curviile lui. Necuratul să se lasă de necurățile lui. Adică Dumnezeu nu cere să îmi las totul, să îmi vând totul, să merg în Africa ca și misionar. Nu neapărat. Își cere să nu te mai mâni. Îți cere să fii bun. Îți cere să spui adevărul. Îți cere să trăiești în dragoste. Viața creștină normală. De multe ori îl citim greșit pe Dumnezeu. Citim greșit așteptările pe care El le are de la noi și vrem să-L mulțumim făcând ceva sau crezând că așteaptă de la noi niște lucruri enorm de mari. Cine fura, să nu mai fure. Cine se aprindea la mânie, să nu se mai aprindă. Cine era lacom de avere, să nu uite că este un închinător la idoli. Și Dumnezeu îi va pedepsi. Cum este însă posibil ca aceste lucruri să se întâmple? Care este mecanismul pe care Pavel îl propune?
care, da, Dumnezeu îți cere să crești într-un anumit fel, dar oare te și abilitează să crești în felul respectiv? Doar această întrebare ar merita predică în sine. Nu am timpul. Vreau doar să schițez două sau trei lucruri pe care cred că Pavel le-ar fi spus dacă i-ar fi pus această întrebare. Desigur, Duhul lui Dumnezeu face, realizează și face partea Lui și așteaptă să ne facem și noi partea noastră. Dar pentru că Dumnezeu știe că suntem țărâni, știe cât de inabili suntem să ascultăm de El. Vrea să te ajute chiar și acolo unde este partea ta. Chiar și acolo unde zice, cel puțin la prima vedere, aia te trebuie să faci. Acest ajutor pe care Dumnezeu ți-l pune de mână, Pavel îl surprinde în ideea de plinătate. Nu mă voi ocupa de primele două plinătăți care sunt atât de evidente în scrierea lui. În capitolul 3 vorbește de plinătatea lui Dumnezeu. Ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Frații și surori, unul singur a fost plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ne spune tocmai Epistola către Coloseni. Și Pavel, când se roagă lui Dumnezeu, îi cere exact același lucru. Pe fiecare din aceștia, Doamne, fă-i plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu o să vorbesc despre ea. Nu o să vorbesc nici despre ca să ajungeți la plinătatea lui Hristos. Hristos să fie în voi în toată plinătatea lui. Nici despre asta nu o să vorbesc. Am să vorbesc despre a treia plinătate, care apare exact în mijlocul părții a doua. Efeseni 5 cu 18. Nu fiți plini, nu vă bătați de vin. Aceasta este despre vorba. Din potrivă, fiți plini de Duhul Sfânt. Fraților, dacă este un lucru pe care Pavel l-ar critica între noi, este faptul că am uitat că este un Duh Sfânt. Am uitat de puterea pe care Duhul Sfânt o emană. Am uitat de faptul că fără lucrarea Duhului Sfânt, orice efort de-al nostru este un eșec. Da, pentru că frații penticostali accentuează prea mult Duhul Sfânt. Noi, baptiștii, spunem, păi lasă-i pe ei cu Duhul, noi stăm cu, știu eu ce ne mai rămâne. Păi nu ne mai rămâne nimic, fraților, dacă lăsăm Duhul Sfânt acolo. Nu chem, sau nu vă chem la o viață care să pună accent pe excesele de multe ori greșite ale celor care cred altfel decât credem noi în Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt este bogăția pe care Dumnezeu ne-o pune nouă la îndemână, prin care putem să ne facem datoria pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Să ne plătim datoria. Fii plin de Duhul Sfânt. Lasă-L pe Duhul Sfânt să rodească în tine. S-ar întrista Pavel când ar vedea cât de neprezent este Duhul Sfânt între noi. Și din nou aici spun, nu aștept, nu chem, nu mă gândesc la semne miraculoase ale Duhului Sfânt. Nu, astea sunt o anexă a vieții creștine. Nu la astea mă refer. Nici Pavel nu se referă de cele mai multe ori la ele. Nu. El se referă la a lăsa Duhului Sfânt, a lăsa gândului Hristos să te umple, să lași Duhul Sfânt să rodească. Desigur, așteptați, așa cum am așteptat și eu ani de zile, să găsesc o formulă. Avem o formulă. Nu-ți spune ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt.
Nu-ți spune ce trebuie să faci, nu-ți spune cât să te rogi. Dar dacă ar fi să-ți lase o formulă, ar fi trăiește conform chemării pe care Dumnezeu ți-a dat. Invită pe Dumnezeu în plinătatea Lui, pe Hristos în plinătatea Lui, pe Duhul Sfânt în plinătatea Lui, să își facă lăcaș. E așa că e frumos. Noi suntem lăcașul Lui. El trăiește în noi. Asta te va ajuta să-ți poți îndeplini așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi. Unii altora niște așteptări extrem de simple, banale, putea spune, ca răspuns a chemării pe care Dumnezeu a făcut-o și care se pot realiza doar atunci când Duhul Sfânt este în plinătatea Lui, de noi. Este rugăciunea pe care o am pentru mine, este rugăciunea pe care o am pentru voi. Fiți plini de Duhul Sfânt. Amin.